Acești actori vor să le transmită și altora povestea impresionantă a unei femei care timp de 11 ani a trecut prin chinuri cumplite și a urmat 10 de tratamente până să afle că e bolnavă de Parkinson. Nu puteam să merg, oboseam foarte tare. În ultimul timp nu mai puteam să mă duc nici la pâine. Coșmarul a încetat în momentul în care o doctoriță i-a făcut un consult neurologic. A fost o lovitură destul de grea, eu oricum aveam depresii. Ca ea, sunt alți 73.000 de pacienți în România care nu se luptă doar cu boala, ci și cu temerea că vor deveni o povară pentru cei dragi. Medicii explică de ce boala este diagnosticată cu dificultate. Aproximativ 10% dintre ele sunt cauzate de prezența unor gene, cum spuneam, cauze genetice. Restul sunt factori de mediu, probabil toxice, mecanisme care sunt complexe și, într-adevăr, nu avem un răspuns la această întrebare legată de cauze. Pe înțelesul tuturor, Parkinson este o boală în care neuronii mor, iar o acțiune banală, cum ar fi încheiatul nasturilor, devine o corvoadă. Încep să aibă tulburări de somn cam cu 10 ani înainte de debutul bolii. Din punct de vedere motor, unii dintre ei se plâng de constipație, dar nu pun pe seama bolii, se plâng de tulburări de miros. Tratamentul nu înseamnă doar medicamente, ci și vizite regulate la neurolog, kinetoterapeut și chiar logoped sau psiholog. Un studiu realizat de o asociație care luptă împotriva bolii Parkinson arată că foarte puțini români cunosc un alt simptom al bolii în afară de tremur și că 7 din 10 au recunoscut că nu și-au făcut niciodată un consult neurologic. My brother has it and he didn't have this sort of tremor and it took them about 2 years to find what he had.